După 6 etape, CS Universitatea se afla pe ultimul loc în Liga 1 și puțin dădeau echipei șanse de a rămâne în prima ligă. Mai ales că în acest sezon retrogradează 6 echipe. Vinirea lui Cârțu și Săndoi pe banca tehnică, dar și aducerea 3 jucători cu experiență, Bălgrădean, Bauap și Brandan, au fost mutările câștigătoare ale clubului. Echipa a urcat în clasament până pe podium și obiectivele s-au schimbat din mers. Noi deocamdată suntem pe finalul acestui campionat, încercăm să ne poziționăm cât mai bine la final, pentru că este important și din punct de vedere financiar pentru club. Orice loc urcat în clasament mai aduce așa o sumă la bugetul clubului. În rest, eu v-am spus de la bun început, trebuie să fim realiști, trebuie să așteptăm să termine acest campionat, iar la final să vedem ce ne vom propune pentru următorul campionat și în funcție de asta să ducem și o politică de transferări. Nu pot să spun că urmărim primul loc. Pentru noi este o performanță, ceea ce am realizat până acum, și sunt sigur că vom face și alte performanțe. Să rămânem cu picioarele pe pământ, să muncim la fel de bine cum am făcut-o până acum și să terminăm pe podium. De Paște, fotbaliștii craioveni au 2 zile libere. Echipa se va reuni marți pentru a pregăti meciul de duminica viitoare cu Dinamo.